și domnilor, având în vedere că potrivit ordinului emis de prefectul județului Constanța numărul 368 din 13.07.2020, numărul membrilor Consiliului Local al Comunei Cumpăna este acela de 17, validați de către instanța de judecată au fost 15, prezenți în sală sunt 15, consider că sunt îndeplinite condițiile legale pentru a desfășura ședința de constituire a Consiliului Local Cumpăna. Procedăm la depunerea jurământului. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Cumpăna. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția, legile țării, să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Cumpăna. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Cumpăna. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru bine locuitorilor Comunei Cumpăna. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Cumpăna. Așa să ne ajute Dumnezeu. Judecătoria Constanța a luat în examinare cererea având ca obiect validare primar formulată de petenta Gâjul Mariana și în dosarul 23.065/2012-2020 admite cererea de validare formulată de petentă și validează alegerea în funcția de primar al Comunei Cumpăna județului Constanța, conform rezultatului alegerilor locale din data de 27.09.2020. Drept urmare, doamna primar, vă invit să depuneți jurământul. Subsemnata Gâjul Mariana, primar ales al Comunei Cumpăna, județul Constanța, la scrutinul din 27 septembrie 2020, în conformitate cu articolul 117 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019, conform codului administrativ modificat cu toate comunicările ulterioare, în fața Consiliului Local depun jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării, cu bună credință să fac tot ceea ce depinde de priceperea și puterile mele pentru binele fiecărui locuitor al Comunei Cumpăna. Așa să-mi ajute bunul Dumnezeu! Doamna primar, având în vedere că mandatul dumneavoastră are o nu încetează și se continuă, nu are cine să vă înmâneze eșarfa și îmi face deosebită plăcere și onoare să... mandat, o nouă provocare pentru 2020-2024. Este, dacă vreți,
continuarea muncii pe care am depus-o împreună cu o echipă a consilierilor locali și a administrației publice locale timp de 20 de ani. Proiectele vin de la sine, proiectele pe care le-am prezentat în campania electorală, multe dintre ele sunt deja începute în sensul depunerii documentelor. Provocarea constă în a depăși piedicile pe care le putem întâmpina, fie de la nivel ministerial, fie de la nivelul local. Însă, când lucrezi cu credință, când lucrezi cu oamenii lângă umărul tău, când ai alături profesioniști și consilieri locali care nu judecă după culori politice, aceste greutăți pot fi depășite. Cu această credință în suflet, pornesc în acest al șaselea mandat pentru binele fiecărui locuitor al comunei Cumpăna. Acasă, la Cumpăna, este loc sub soare pentru toată lumea. Dorință, credință și suflet să avem, să muncim pentru fiecare locuitor al comunei Cumpăna. Dețineți majoritatea în Consiliul Local? Din 17 consilieri locali, da, Partidul Social Democrat are 11 consilieri locali. 3 PNL, 3 USR. Aceasta e componența. Însă eu îmi doresc din tot sufletul ca ea să se fi încheiat aici, ca și componență a partidelor politice. Toți să fim ai locuitorilor comunei Cumpăna. Cum vedeți colaborarea cu președintele Consiliului Județean? Întotdeauna am colaborat cu reprezentanții altor partide politice. Atunci când nu vor înțelege că în Cumpăna sunt locuitori de toate culorile politice, atunci voi face public. Însă până atunci eu nu pornesc la drum decât cu dorința, cu respectul cuvenit de, și în același timp dorință de a duce la îndeplinire proiectele pe care le-am depus.